Bună ziua, doamnelor și domnilor! E duminică la amiază, timp bun de început discuții la microfonul liber. Eu sunt Oleg Bregai de la București. Alături de mine, în cadru cu același simbol pe piept, e tizul meu Oleg Adrian Vlad de la Berlin. Suntem ambii din Republica Moldova, ne pasă de Ucraina, de vecina noastră invadată de Rusia, iată de aproape un an jumate sau mai mult de un an jumate în război, își apără pământurile de invadatori. Dar nu despre asta vom vorbi azi, chiar dacă purtăm astfel de tricouri, e doar semn de solidaritate. Oleg a propus să discutăm azi despre etica sexului, un fel de război al sexelor, dar care ar trebui să fie cât mai pașnic, cu cât mai puține victime. Oleg, la ce te-ai gândit când ai propus tema asta? La sex m-am gândit, Aleșca. Ok. Dar care sex? Că la voi, la creștini, sexul trebuie să fie numai pentru înmulțire. La noi, la atei, sexul e și pentru plăcere. Ia că eu nu știu cum e la voi, la ateiști. La mine nici așa, nici așa nu este. Așa nu pot să mă laud. Dar, mă rog, mă aveți principal. Te văd, da, arăți foarte bine. Asta-i. Astăzi vreau să vorbesc despre etica sexului, despre niște sfaturi care ar putea să dau despre sex. În primul rând, ca întotdeauna, eu întreb oaspetele meu, Oleg Brega, măcar că el e operator. Oleșca, cum tu socoți sexul și numai decât trebuiește la om sau nu? Măi, nu cred că e indispensabil, dar suntem animale și animalele au cam în gene tendința de a se mulți, de a lăsa urmași și fără sex asta nu se poate. De asta sexul ne vine cu hormoni, cu tot ce vrei, ne vine în fiecare zi, în fiecare dimineață și după prânz ne vine în cap, în gând. Chiar dacă a rămas doar un neuron sau doi, tot la sex ne gândim. Deci se pare că e indispensabil. Dar acum sunt atâtea tehnologii și oamenii sunt atât de deștepți încât se descurcă și fără sex. Nu mai spun că sunt unii chiar asexuali, care nu au niciun fel de atracție sexuală. Și acei oameni o duc foarte bine. Tu te consideri că ești animală, Oleșca? Da, da. Seamăn foarte mult cu maimuțele, da, seamăn foarte mult cu alte mamifere. Mai ieri am filmat o insect, o călugăriță, și care se mișca fix ca un om, așa. Era interesant să urmărești ființa aceea. Insecte? Da, o insectă, călugăriță se numește. Ce fel de insecte? Nu știu, am văzut una verde, am văzut una mai maronie, mai cafenie, așa. E cunoscută prin faptul că femeia după împerechiere cu masculul îi mănâncă capul. Dacă tot vorbim de împerechiere și vorbim de sex. Are denumire medvedcă? Are denumire insecta asta? Nu cumva medvedcă? Nu cred că e medvedcă. Medvedcă îmi pare că e altceva. Aceea e... Asta care mănâncă cartofi. Nu, nu. E călugăriță, e așa, ca un greier, ca un greiere mare. N-am știut de așa, strașnic. E mare așa cât un deget. Ok, totuși eu socot că sexul ăsta e pastila de la COVID, de la toate diferite boli, mai ales de la boli, așa consideră nauca, învățați, așa consideră că sexul... Știința e nauca, da. Știință, mulțumesc. Eu cistă ruschi moldovan, așa știi cum pe silabe vorbesc în barământ. Cistă ruschi moldovan de la Berlin. Da, eu deamu și limba rusă uit, deamu degrabă vorbim numai limba germană, dar... Da, te aud de zicând, ia voi, șnelo, șnelo, țuruc. Stai o clipă. Dacă vrea cineva să participe cu noi în discuție, în dialog, sub acest video sunt... E link de acces la o conferință Skype, dar nu e numai decât să aveți un cont sau aplicația Skype. Puteți să participați din browser ca oaspeți, ca invitați. Puneți un nume, un pseudonim acolo și să aveți un microfon, măcar dacă nu și webcam. Și puteți să puneți comentarii. Da, sau măcar comentați.
Da, e că taman că am vrut să comentez la comentarii care ne-au fost comentat despre LGBT săptămâna trecută. O persoană, nu știu care, n-am tras atenție cine anume, dar au scris că foarte mult apăsa că sodomie, asta este un păcat când se culcă bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. Eu vreau să vă zic la toți oamenii că sodomia nu există anume asta păcat. Asta nu este păcat sodomitului. Păcat sodomitului intra în trânsul toate păcatele. Curvie, copiii se culcau cu părinți, părinți se culcau cu copiii, cu soacra, cu jinile, cu ia ca asta se numește sodomie. Adică în limba rusă, știu, era și tot era. Deja oamenii nu înțelegeau care e indiferența între vârste, care e indiferența între om creștin și între om necreștin. Toți erau niște potlăgari. Asta se numește păcatul sodomitului. Dar nu că nume anume că bărbați se culcau cu bărbați, numai aici este păcat care trebuie să și anumit, să fie numit ca sodomitului, a păcatul Sodomii și Gomorii. Asta, în primul rând, arată că oamenii nu știu Sfânta Scriptură corect și acolo unde se duc la biserică, nu se prinde normal, adică nu se lămurește pe silabii ce înseamnă păcat sodomitului și de ce au fost omorâți atunci oameni cu foc și cu cenușa sau și sera, cum se numește în limba română. Dar nu știu Bun, de hai. ce se vorbește și despre sex prin prisma Bibliei, prin prisma așteptărilor bisericii. Ce legătură are predarea educației sexuale în școală? Neapărat întreabă ce părere are biserica, ce părere are popa despre asta. Dar ce legătură are biserica, popa, cu sexul, care e o chestie de sănătate mai degrabă? Eu taman că vreau să vă spun că Biblia o scris Tocmai că ce legătură are Biblia cu asta? iacă eu vreau să zic, Aleșca, dacă tu mă întrerup, nu pot spune, dar este tema interesantă. A să unească bărbat cu femeie și a să fie una. Dar nu a fost o zis, acolo clar lucru a fost că Domnul nu a creat sex oral, sex anal. El a creat numai relațiile directe între bărbat și femeie și i-a dat speciale lucruri, adică organe intime prin care se dizneardă, să se ocupe, cum tu zici, cu plăcerea, da? Sau cum noi zicem, cu înmulțirea. Dar noi creștinii putem să și mai, cum să spunem, și mai drept și mai când place și nou, mă gândesc că asta ca plăcerea, nu numai că la învățați care zic că la plăcerea asta e numai ca plăcere, dar pentru creștini că pentru înmulțire. Eu prima dată așa aud de la Oleg. De unde ai luat, Oleg, așa formulă? Și nici Întreabă o vreun popă și o să afle pentru ce-i secolul, pentru ce-i dar sexul. De ce crezi că e interzis faci sex în post? De dacă ce e pentru interzis faci înmulțime, de ce miercurea, popa are? marța, joia? Mai că nu rămâne timp pentru sex, adică numai foarte puțin cât să mai iasă un copil. Și foarte mulți creștini cam așa și fac copii, de câte ori De fac atât sex. la popă câte 7 copii, da? Că lui nu-i place sexul până la nebunie. Na, păi de 7 ori a făcut sex dacă are atâția copii. Apă înseamnă de 7 ori i-a plăcut. Da. Poate nu i-a Asta. plăcut, ce, n-ai văzut să ai sex neplăcut, dar cu graviditate? Hai să vorbim acum chiar serios despre sex. Ia, Sexul da, poate hai. să aducă plăcere și poate să aducă graviditate. Mai ales Eu dacă e vreau. făcut între persoane de gen diferit. Da, eu vreau să spun că pentru oamenii care se ocupă mai ales tineretul, să dau sfaturi așa medici că nu-i rău dacă totuși voi vă folosiți cu prezervative, cum în limba română se Chiar numește? așa și se numește prezervative. Eu știu în limba rusă cum se numesc ei. În Da. rusă tot prezervativă se numește. Ceea ce știi tu, vulgar, condon,
Asta e, nu-i termen academic. Dar în Ok. engleză prezervativ, e conservant, așa că deseori o puteți vedeți pe conserve că conțin prezervative, dacă e scris în engleză. Casa de la limba franceză, tradus. Probabil, da. Și da, Ca prezervativul te păzește nu doar de sarcini nedorite, dar și de infecții sexual transmisibile. Deci, da, recomand oricui, chiar și în cupluri stabile, să folosească prezervativul, pentru că acum e atât de subțire latexul ăsta și atât de insesizabil, încât nu creează niciun disconfort, decât disconfortul de a-l îmbrăca la timp. Și e bine să îmbraci prezervativul imediat de când are bărbatul erecție, ca după aceea să nu fie prea târziu. Eu vreau să vă zic că în afară de că bărbatul are prezervativ, femeia tot are multe lumânări speciale, pastile vaginale, care e poate să pui pentru ca să nu fie în caz de să rupe prezervativul, ca să fie protejată și e. Sunt specialite așa, pastile care protejează de la infecțiile. Asta specialitate vaginale, așa se numesc, pastile, lumânări diferite. Asta de pildă de la om și vrea, și după banul, cum să zic, și după preț, după posibilitate. Și ea își pune în vagina și poate să ocupe cu partea potrivită, adică cu bărbatul, cu sexul poate să ocupe și să fie protejată, adică să nu se teamă și să nu чтобы она не очуралась, чтобы она не избегала этой возможности, să nu fugă de la posibilitatea să fie protejat, dacă este așa posibilitate. Asta în primul rând. În al doilea rând, foarte mult medici zic după, ia că eu vreau să atrag atenția la băieți anume, voi când vă duceți la farmacie, uitați la prezervativ. La fiecare prezervativ este scris mărime. 18, 17, 16, 15, 20, 21, 22, 23, calacal, Nu mă rog. inventa Oleg, nicăieri nu scrie pe prezervative, sau foarte Este. rar am întâlnit, scrie Eu am mărimea, dar cumpărat. scrie termenul de expirare și e bine să-l folosești în termen, că după aceea el nu mai este destul de rezistent și nu mai este destul de lubrifiat. Dar nicăieri pe Aleg. prezervative nu scrie mărimele. Mărimele sunt toate Aleg. cam medii, da? Aleg, dar de ce să mă sporesc eu cu tine dacă eu singur am cumpărat și zic ție? Și Că este cu este. mărimea acolo scris, da? Cu Dar eu mărime. nu tot cumpăr de vreo 20 de ani și n-am văzut Nu la nicio toate. Nu mărime. la toate. Ia că tamanca asta și am vrut să zic. Nu la toate prezervative sunt mărimi. Nu mă la sex shop dacă vă duceți sau la farmacie. La Deci da, magazin. probabil dacă ai o mărime specială, îți trebuie să cauți mai mult. Dar altfel în comerț se găsesc prezervative medii, ca să zic așa, că ele sunt elastice. De ce nu Destul de sfătuie elastice medicii? și încap și pe un penis mare și pe un penis mic. De pe cel Eu. mic e riscul să cadă. De asta e Da. bine să iei ceva potrivit pentru un penis mic. Dar pe penis mare nu-i risc să se rupă pentru că sunt foarte rezistente și elastice. Iei Oleg, unul dar mai este gros dacă te temi că o posibilitate să se că rupă. el poate să cadă De pe de cel rupt mic la. poate să cadă și mai există riscul să cadă când se relaxează penisul, când nu e destul de erect. Atunci da, tot poate să cadă. De aceea e bine după ce ai terminat treaba să ai grijă să nu cadă. Deci mai bine scoți pe dânsa din trânsa că poți să rămâi cu prezervativul acolo și chiar cu conținutul prezervativului împrăștiat pe toate marginile. Da, Ia că asta e despre etica sexului? Da, ar fi etic să nu lași gravidă persoana fără dorința ei. dar dacă totuși s-a rupt prezervativul, e bine să pui fetele, au speciale pastile, dar numai în 72 ori de atunci de când s-a oprit această situație, Da, sunt există pastila de a doua zi. Te duci la farmacie și explici ce s-a întâmplat. Farmacistul sau farmacista înțelege și îți spune ce pastilă trebuie. Este specială pastilă care se primește în primele 7 ori
și după 7 ori, încă o dată după 12 ori, iar primești încă o pastilă și atunci ești Dar protejată. asta previne sarcina. Totuși, despre infecțiile sexual transmisibile, nu cred, Oleg, că există lumânări, lubrifianți sau nu știu ce care să prevină infecțiile sexual transmisibile. Acele se transmit și pe gură, se transmit și prin sex anal și neapărat trebuie prezervativul. E singura metodă de protecție. Dacă de sarcină te mai poți proteja cu lumânări, cu pastile, cu calendar și cu mai nu știu ce alte metode, de sexual transmisibile, numai cu prezervativ te poți proteja. Ar fi bine, dar 30% învățați dau că ei își apere, își protejează situația. Nu știu Nu ce învățați, ai consultat tu la biserică, dar învățații pe care îi consult ei, eu spun că 99% siguranță, deci nu garantează siguranță prezervativul, nici pentru sarcină, nici pentru boală sexual transmisibilă, mai ales dacă nu-l folosești corect, da? Dacă cu mâinile murdare, impregnate de fluizii de la partener, de la parteneră, manipulezi prezervativul, tu introduci în interior fluizice. Și fluizice poate să conțină bolile sexual transmisibile sau poate să conțină spermatozoizi care să-ți lase gravidă partenera fără să vrei tu și fără să vrea ea. Deci, da, e ok. foarte important să manipulezi acel obiect, acel prezervativ, corect, atent, că nu garantează nimeni că el funcționează bine dacă nu-l folosești bine. Mai departe, după ce te-ai ocupat cu sexul, dar mai ales fără prezervativ, numai decât trebuie să te scalzi. Numai decât. Și este specială soluție, se numește Gebin, sau altă, că am în farmacie filii variante, tare multe variante, sunt un, nici nu știu, eu știu de ghibin, dar altul știe de altceva, de murlin, ciorlin, n-are importanță care și cine, dar este special pentru organii intime, care tu picuri acolo, pe vagina, da, în limba română, sau pe penis, cum tot zice Oleșca, și al dezinfectezi de la bolile și pui o leacă în măcitocnic acolo, în canalurile toate, o bai și soluția asta, și e ca când te protejează de a fi oarecare infecție, oarecare griboc, cu Dar ciupiar. nici un unguent, nici o picurătoare nu te asigură dacă n-ai folosit prezervativ. Cel mai bine e să-l folosești, să nu încerci să o faci fără. La bărbați e mai ușor, că ei poate să spele organul genital și poate să facă pipi imediat după sex și a curățit canalul cel urinar de toate posibilele infecții și evită infecție. Pe când femeile, pentru că organul lor sexual e în interior, nu prea pot să răzbați acolo, nici cu picurători, nici cu unguente, de aceea trebuie să se protejeze neapărat cu prezervativ. Există și prezervative pentru femei, dar n-am auzit, n-am văzut, n-am întâlnit, n-am folosit niciodată. Totuși, femeile trebuie să insiste, Cum să învețe părăleaș de mici, să învețe a folosi și a îmbrăca prezervativul și dacă bărbatul nu vrea, să-l trimită la plimbare, dar să nu facă sex cu un bărbat care nu vrea prezervativ. Iar nici eu n-am văzut niciodată, dar să mă duc la farmacia să întreb dacă este pentru femeie prezervativ și să aduc, a să te uit la microfonul Ei, liber las că e viitor. plin internetul, sunt imagini, nu sufer A, eu de ok. informația asta, doar că n-am întâlnit în viață și n-am folosit niciodată. Nici eu n-am întâlnit. Dar totuși noi vorbim acum că situațiile sunt multe și chiar dacă s-a întâmplat că prezervativul nu-i, totuși medicii recomandează sau ghibin să cumpără sau clordexidin, dacă ai auzit de așa ceva. Ai auzit clordexidin? Nu, n-am auzit niciun ghibin, niciun florfixidin și nu cred că există așa substanță care să dezinfecteze un organ foarte sensibil, Ok, dar foarte de umed. Perichis, tu ai auzit? De ce să aud? Eu am Perichis. auzit de spirt de 90 de grade care dezinfectează tot, dar nu o să bagi doar în organul genital spirt. Oh, Păi, spirit nu scoate, că altceva eu el... nu cred că există care să dezinfecteze. Mai Ioan... ales de ciuperci, cipercele care sunt foarte rezistente, virusii care sunt foarte rezistenți la orice. Deci nu există, nu vă lăsați păcăliți de Oleg sau de reclame
că există vreo substanță care poate să-ți dezinfecteze organele genitale. Cel mai mult asta, când tu te culci cu cineva, trebuie să și asigurat că persoana e sănătoasă Și cum te sau... asiguri? Că e etic să vorbești despre asta. Deci ar trebui să vorbim despre vorbit. Nu o să-i ceri omului certificat. Sau și certificatul poate fi falsificat și din vorbit omul poate să te mintă. Deci de aceea e bine să te culci, să faci sex cu cineva în care ai încredere că nu te Da, minte. prin Că încredere, sunt nu. unii care intenționat infectează pe alții. Sau neintenționat, neștiind că e infecțios ceea ce au ei. Și asta. Hepatită, herpes, câte și mai câte. Herpes și herpes. Genital. Și așa ceva Dar da, este. sunt și alt fel de herpes. E un Am virus, herpesul. Eu am văzut herpes numai pe buză, pe față, dar Există pe... herpes genital. Mare parte din oameni deja l-au și sunt versiuni de tot felul, mutații. E un virus. Și care se poate manifesta foarte neplăcut, cu erupții, cu mâncărimi, cu tot ce vrei. Medici spun că sex anal e periculos. El cel mai mult transmite boli oarecare. Dacă o faci fără prezervativ, da. Pentru că Da. acolo, în fecale, se găsesc tot felul de agenți patogeni. Da. Și încă medici spun că e bine dacă persoana e tare activă, foarte multe libide are, nu știu cum în limba română asta se numește, testosteronul, tot în limba română testosteron, da? Da. Când e alt, e bine să se ocupe 7 ori pe săptămână cu sexul. Persoana care în medii e bine 2, 3, 4 ori, persoana care nu prea așa mai, asta depinde și de vârsta, e normal în săptămână o dată sau 2 ori. Sexul, ca când îl Nu practica. există norme pentru sex. Etic e să faci sex de câte ori simți nevoia și acceptă partenerul, partenera ta sau dacă sunteți mai mulți, toți să fie de acord. Dacă E aici regula de bază ca oamenii aceia să-și dea consimțământul pentru sex, să simtă nevoia, nu să simtă obligați. Pentru că acela nu e sex, e chin dacă omul se simte obligat. eu tot socot că tu ești corect. Deci eu nu sunt de acord că 6 ori nu mă trebuie pe săptămână și eu Păi trebuie nu, dar dacă oamenii amândoi sau toți trei cât sunt ei simt nevoie de 7 ori pe săptămână, poate să facă și de 7 ori pe seară, pe noapte sau ziua la amiaza mare, iată, duminica când alții se duc la biserică, oamenii fac sex și mai fac o dată sex. Dacă simt nevoie, de ce să nu o facă? Cine o să stea să le numere? Cine o să le spună ce e normal? ia că parcă 7 ori pe seară parcă mai interesant decât pe săptămână. Dar așa stai cu graficul, o socoți când treci o zi, mai socoți pe calendar, ia că acum alta zi, asta e o nebuneală. Și încă, medici interzic să te ocupi cu sexul când fetele au, nu știu cum în limba română se numește, în limba rusă menstruație. Da, e ciclu menstrual. N-am auzit medicii să interzică chestia asta. Poate ai consultat tu niște medici de la voi, de la biserică. Medicii n-au spus nimic că ar fi periculos Zic că sau neetic să faci ciclu. În biserică știu că e interzis la ciclu și să intri în biserică și să... mai ales dacă persoana este cu oarecare bacterii infecțioase pe penis și mai ales fără prezervativ, apoi e cea mai mare garanție că femeia poate să aibă probleme cu mult Dacă mai. are infecții, nici nu te interesează ciclu, că tu poți să transmiți bacteria, virusul, ciuperca aceea, oricând, indiferent de ciclu. Deci, da, e interzis să faci sex cu cineva, mai ales neprotejat, dacă știi că ai o infecție. Te duci și o tratezi, obligator. Toate infecțiile sexual transmisibile, inclusiv SIDA, acum se tratează. Nu definitiv, dar se oprește, se protejează. Poți să faci în continuare sex dacă o faci protejat, dar persoana să știe că tu ești infectat cu HIV sau cu, eu știu, cu orice, dar te tratezi. Nu Dar te apuci limba, să înmulțești limba. boala asta, pentru că există și, atenție, răspundere penală pentru răspândirea cu bună știință a bolilor infecțioase.
Alec, mie îmi pare că chiar și cu normal, mental, când te gândești, când tu te ocupi cu femeie, cu sexul, când la dânsa curge sânge din locurile șele, e nu igienic total, mi îmi pare că chiar nu ne-aș spune învățat sau Nu Biblia văd cum. nicio diferență între fluizii incolori și fluizii colorați. Nu văd nicio diferență. E la fel de, pot să zic, murdar. Dar igienic, curat este. Dacă știi să folosești lingerie de culoarea, corectă, dacă știi să apelezi la poziții corecte, nu e nicio problemă să faci sex în timpul menstruației. Eu zic la oameni, nu ascultați pe Oleșca, că asta e nebunie. Asta e extraordinar de păcat, mare. Te bași Ba bine că pur tu și crezi în păcat, dar eu nu cred în niciun păcat. Deci, oameni buni, la ciclu menstrual nu e nicio problemă să faceți sex. dacă Doar să o învățați. faceți așa ca să nu vă murdăriți toată lenjeria. Folosiți, eu știu, un cearșaf, un prosop, un ștergar roșu, un halat roșu, după care îl dați la spălat, nu? Învățați spun că nu se poate, că e Care învățați periculos. ai consultat tu, Oleg? Nu inventa prostii. Învățați îi spun că nu e nicio problemă să faci sex nici când ești gravidă, nici când ai ciclu menstrual. Nu mai ești când ești gravidă, te mancă până la 9 luni se poate. La 9 lună deja nu se poate de ocupat cu sexul, dar te Nu mancă e până la nicio 8, limită. până la 7 ai dreptul să te ocupi și încă sfătuiesc să te ocupi cu sex, că e foarte bine când naște copilul, mai ușor să vagina mai ușor să dilate, adică mai Stai tu elastică. liniștit că are grijă organismul să dilate totul acolo la naștere, nu are nevoie de pătrunderea unui penis minuscul în M-am gândit și comparație eu că cu copilul de dar 4-5 kg, de eu tot așa m-am gândit. 3-4 kg. Dar învățați sau părerile lor, îi spun că așa mai Păi bine, ai mai grijă ușor. ce învățați consulți, ar putea să fie învățați de la mănăstirii dintre cei constipați. Zile să folosească clisma. Că tare, tu știi, învățați, nu cred în Dumnezeu, mai mult satei Cei mai de mulți, atât. da. Ia, de atât aș, eu nu știu cum să-ți spun. Și ei, că atrag atenție, mai ales când voi vă scăldați după sexul, dinăuntru picioarelor până la pâncile trebuie să vă spălați foarte bine. Ca când îi spun că bacteriile acolo de la intimile organele se răspândesc și tu poți pe urmă transfera. Și numai decât trebuie să schimbi lingerie, adică chiloței, că dacă nu schimbi, provoși și antisanitaria în organele intime. Și dacă, de pildă, iacă mai sunt cazuri ca să jelui femeile, că mai ales când bărbatul se ocupe cu sex cu femeia, apel după asta doarme, e vrea să vorbească, dar el adorme și că când se supără pe asta. Învățați au dovedit de cazale, da? Au dovedit că bărbatul mai mult energie își pierde când se ocupe cu sexul cu femeia decât femeia și de atâta Nu se știu ce fel provoacă. de învățați ai consultat tu și în situația asta, dar depinde de ce face bărbatul sau femeia în pat sau în bucătărie sau în piscină, unde fac ei sex. S-ar putea să fie bărbatul atât de flax și de leșinat să nu facă niciun efort, iar femeia să fie atât de implicată încât să consume de 10 ori mai multă energie decât bărbatul. Deci nu există așa statistici. M-am gândit și eu la asta, Păi, dar ai grijă ce învățați consulți. eu îți spun și ce am citit în enciclopedia Leșnică, dar clar că eu tot nu sunt de acord cu asta, că acum e sexul, acum e foarte răspândit și mai multe situațiile sunt, și, dar știi și învățat sfătuiesc la femeie dacă bărbatul adorme, să ducă să facă mâncarea și să, când se trezească să-l hrănească și așa e mai mult mulțumit decât să-i bălmăjească la ureche. Cum Cineva învățați? comentează aici că sunt sarcastic și renunț la neutralitate. Nu știu de ce zice omul că ar trebui să fiu neutru ca ateu. Poate ca, eu știu, jurnalist, cineast, ar trebui să fiu neutru. Dar eu sunt militant, ateu militant, activist de drepturile omului.
și nu pot să fiu neutru în relație cu religia. Mai ales că religia e foarte ofensivă, e foarte agresivă la adresa drepturilor omului și eu nu doar trebuie să mă apăr, dar trebuie să și atac. Mai ales când văd tâmpenii, de exemplu, spuse în biserică despre femei, despre gay, despre robul tău, da? Să nu râvnești roaba ta, ceva, roaba altuia, ceva de felul ăsta. Vă dați seama, în cărțile sfinte e normalizată robia. Pe când în E un statul laic, în lumea civilizată, robia de mult e interzisă și e considerată sălbatică. tu Laura poți. Mădălin, Socea Priboi, zice, mor de sarcasmul tău, pentru pop și protopop le urez praf și pulbere după ei, dar dacă te-ai luat de Iisusul meu și de Dumnezeu, ne batem rău. Ai văzut ce dragoste creștinească, să ne batem pentru Iisusul și Dumnezeul ei. Ne batem rău, un ateu de calitate trebuie să fie neutru și fără polemice, altfel nu este ateu, faci doar gafe, este... Fac gafe. Cine nu vorbește deloc, nu face nicio gafă. Cine încearcă să vorbească, riscă să și greșească. Eu cred că fac ateism corect, legal, militant, apăr drepturile omului și apăr dreptul la gândire critică și la dreptul de a te îndoi de adevărurile pe care ne le aduc popii, pastorii, episcopii, biserica asta Oleg, instituționalizată, mafiotizată. ia că încă să sfătuim când vă ocupați cu sexul să spălați dinții ca să nu fiu probleme și să vă dați cu parfumul tău. Ce treabă au dinții și cu sexul? Stai, stai o clipă. Te Pentru că îți sună pot cineva, saluta bite, iaol. și să nu Dacă și faci sex deranjezi. oral, dar altfel ce treabă au dinții cu sexul? Adică ca să te săruți, ca să nu A, poate fie... ca să nu miroase urât din gură. Da, poate, da. Atunci Ca da, să nu trebuie să te speli, fie dar uneori te speli pe dinți, comoditate. dar mirosul urât vine din stomac, așa că ai grijă și de starea generală, să te simți bine, să nu te stresezi, să nu mănânci acru, să nu mănânci usturoi, sau dacă mănânci usturoi, trebuie să mănânce și partenerul, partenera ta, ca să mirosiți la fel, că altfel e neplăcut. Și mai sunt Eu, alte în primul asta vreau să vă cazuri, spun de dacă vă... exemplu, consumă alcool și celălalt nu prea. Ia uite că a intrat un om cu noi și vrea să vorbească. Ia să auzim ce ne zice. Da. Doar că nu și-a scris numele, a lăsat utilizatorii invite. Trebuie să Las pornească și eu microfonul. simt. Da, bună, 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 bună. Am văzut microfonul, era conectat. Sunt Sergiu Senic. Ah, da, domnul Senic din Franța. Ia uite ce triunghi avem. Franța. Franța, Germania și Bate. România. Vorbim despre sex etic. Salut. Guten Tag, mein Freund. Wie geht's? Ia, danke, mein Lieber. Ești Aber bun. ich bin nicht Flores, ich bin Oleg. Ce vreau să spun? Despre temă, eu n-am văzut, eu rep de m-am uitat, dar și temă voi vorbiți? M-am mirat că ai intrat la așa temă, zic, oho. Despre sex? Da, despre Apropo, sex. ieri mergeam la un marș pentru drepturile animalelor prin București și am văzut pe jos ghinzi, cred că fix de la copaci din aia de care trimis dumneata ghinzi în Da, Moldova și da, mi-am da, adus da, aminte da. de dumneata și de proiectul dumitale de a înverzi Da, e că Moldova. așteptăm. Dar E că azi așteptăm. discutam cu Oleg despre etica sexului, dacă te preocupă. Cum să fie Etică sexuală. sexul Sexual. nepericulos. Și în Franța sunt destul de deschiși la discuții măcar despre sex. Voi sunteți însurați, Sergiu? Puteți să-mi Da, dați da. niște că noi cu Oleg nu suntem Dar însurați, ce avem... legătură are însuratul cu sexul? N-ai văzut Da, oameni însurați care să nu facă sex și alții care să facă sex nefiind însurați? Da, ai prejudecăți, Oleg, despre oameni însurați. și are. Pur și simplu, undeva e mai regulat, dar undeva nu e mai regulat. Și gata. Exact, da, s-ar putea să fie căsătorit și departe de Acest sex. insurat e mai igienici decât cei care ne însurați, că ei se mai uit la cine se duc la culcare, cu cine se duc se ocupe, se mai protejează, mai țin. Corect, ai dreptate, ai dreptate, Să duc o boală, ea că el e tot de la Germania, el nu se duce la KitKat, așa e, Sergiu? ai dreptate. Ce întrebare Nu, este? el nu-i din Germania, acum e în Franța. Cred că ai fost prin Germania, deci te nemțește, nu?
Acum, da, am fost în Germania vreo 2 ani, în Leipzig. La noi club aici este KitKat, că la Germania și-au compus, ca să nu și viol, ca să nu și așa probleme cum în alte țări, au deschis niște cluburi și pentru cei care îți duc cu femeile, ghetero, și pentru LGBT, și îi se duc noapte, plătesc și euro, și până dimineața se ocupe cu dragoste cu cine vor, acolo sunt Există hei. peste tot bordeluri, unele sunt legale, altele nu, dar bordel a existat din totdeauna și prostituție. Aici e club. Aici e Club, da, liber poți să-l club. numești cum vrei, la noi se numesc aici în România și în Moldova se numesc masaj erotic și chestii din astea. Nu, aici e club. Și acolo între 200, 500, 700 de oameni și tot se ocupă într-un loc cu sexul. N-are importanță. Știți, băi, vreau să spun eu un banc. Vreau să spun un banc. Da, hai Da. să spun. La E ca tema tot așa. sexului etic, da? Da. Dar eu vă spun o bancă așa cum este. E că într-un sat s-a deschis tot așa un club, cum tu zici, și sara arăta ca un film de asta. Și la un moment stânge lunina. Și în clubul și ara puteai să faci ce și vrei. Și piața prinde lunina. Și tot așa s-a stâns, s-a oprit așa din vreo câteva ori, 3-4 ori s-a stâns și urul nu a mai avut răbdare și au zis că băi, voi cum vrați, dar eu dăm a trei, eu dăm de 3 ori dăm fac oral. S-o săturat el, dar așa și acolo. Acolo în club rușenic, la locul acolo e răzvrat, cum s-ar spune. Acolo e răzvrat. Nu-i chestia asta da, e altfel un mentalitate. Noi suntem un alt mentalitate, dar acolo, într-adevăr, în țările astea, Acolo. și este Eu procent cred că la nu noi e mai potrivit. multă ipocrizie, Sergiu, mai multă Da, prefăcătorie. Și da, acela da. din club care de 3 ori a făcut sex oral, oare cum un bărbat poate să deschidă gura la un penis, având Da. dinți în gură sau chiar și fără dinți, și să pretindă după aceea că nu-i place? Zic că vrei altceva, dar nu zic că am fost violat în gură de 3 ori și n-am putut să mă împotrivesc. Asta mi se pare chiar greu de crezut. Da. Deci e mai multă prefăcătorie la noi decât în Occident. Da, dar ce atunci de oameni care voi spuneți că participă în cluburile astea, înțeleg, el este mic. Acum poți fi din 0,3 ceva sau 1% din toată țara. Nu toată lumea se duce și nu toată lumea participă la așa ceva. Asta e club. Dar faptul că noi vedem și se manifestă lucrul ăsta în public, asta e, eu spun că pentru mine asta e cam dezgustător chestia asta tot și Nu-ți este place, legat nu te pentru uita mine. sau nu te duce, da? Nu, sau nu mă duc și nu-mi place, nu mă duc, nu, tot eu și zicem, și aș putea eu face, zicem, tot asta rămâne pentru mine o scu, ascuns, tot asta pentru mine rămâne așa ca și cum asta e viața mea personală și eu nu public sau nu arăt la cine eu sau și pot eu face. Eu asta și mulți că mine tot așa gândesc, eu cred că și mulți tot așa și se comportă. Eu cred Da. că sexul e cam prea mult reclamat, prea mult se vorbește despre el și prea puțin se Corect, face. corect. Și suferă oamenii de lipsă de sex și de asta Eu mai vorbesc mult tare, despre sex. eu mai tare aș lua tema altă, cum tema asta, că abuzul sexual, abuzul ca în școală, în biserică, e că asta aș lua, la lucru, tot felul de Păi lucru, acolo intrăm în e că domeniul asta, penal, pentru că abuzul sexual se pedepsește da, corect. penal. Acolo nu mai vorbim de etică. Noi, colega, am vrut să rămânem în cadrul legal, să vorbim doar despre un anume sex care poate să creeze, eu știu, remușcări, critici în sat, ia uite, s-a culcat unul bătrân cu una tânără sau invers, ceva din asta. Eu vă spun aici la mine că eu mă aflu acum, eu mă aflu pe Costa de Azur și eu vă spun sincer că toată vara am lucrat la o plajă, acolo am făcut o discotecă noi cu băieții. La masă, când era soare, ne duceam la scaldat și anume teritoriul acela de plajă unde eram, era teritoriul de plajă unde nudiști veneau de tot felul. Păi noi ne încercăm să ne scaldam așa cum
normal, În cum costumul era, lui era Adam. la plajă. Da. Nu, 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 ei erau costumul Adam, dar noi așa încep, normal, și ne scăldam alături de deși, ieșeam înapoi, începem iar la muncă, și așa, aici libertate, înțelegi, altfel. Dar iarăși, din nou, nu poți să ieși cu un haine lui Adam, să ieși la plajă, mai departe, nu știu, că ești amendat. Păi, și-o dat voie să îmbrăcea cu porugol, cum este. Îmbrăcea pe plajă, să se puse, dar nu ieși după plajă acolo. Ne ieșim, vreau să spun. Ei, noi suntem gripași de asta, cu toții din nu din părere, din păcate, sau chiar și genic suntem noi departe, de față de deși. Dar cu timpul eu cred că toate se vor pune pe un cântar și toate se vor egaliza, eu nu știu. Posibil. Dar pe mine asta nu mă afectează sau nu-mi faci nimic mari probleme sau că văd lucrurile astea aici. Asta pentru mine. Eu am lucrat în Paris, am lucrat în Franța, adică în Paris am lucrat la un cuplu, la doi bărbați. Da, erau un cuplu, formau un cuplu. Mine asta nu mă deranja, mine asta nu aveam nimic. Erau pentru mine ca niște oameni cu lucram. Băi, treaba lor și fac ei între dânsă, dar eu am deci ne-a făcut o lucrare, ne-am reparat apartament și la revedere am plecat, s-au luat bani și s-a terminat. Dar eu nu mă uit la asta. Sau invers, am lucrat într-un butic unde erau două fete, țineau proprietarul, erau două fete. Și tot așa, cu mine nu mă afectează chestia. Sau nu... Păi treaba lor, fetelor și seamne de acolo. Ești, Păi, da? poftim. Da, Lesbiene și da, așa. și asta nu mă afectează. Păi da, dacă sunt două Da, femei și împreună, asta cel nu mai mă... probabil sunt Două lesbiene. femei, da, Poate împreună, una da. dintre ele e Da, lesbiene și bisexuală. nu mă... Pe mine nu mă afectează, nu mă deranjează lucrurile astea. Păi, Ok. e alt lucru când vieți, e alt lucru când vieți relații lor pe stradă și când nu vieți relația asta, pentru mine mă afectează. E ca asta vreau Păi să spun. cred că te afectează să vezi și o relație sexuală hetero pe stradă. Tot e cam ilegal. Sau nudiști pe Da, stradă. da. Tot e deranjant. Deci n-are legătură cu homosexualitatea. Ce, Lan, eu vă las pe voi, voi discutați, dar eu mă duc, eu aștept de ghinzele să-mi scoacă ghinzele și cum scoc ghinzele, cum am niște comenzi la Moldova, eu Păi, trebuie în să vin ce de acasă. sens? Culese, gata, aștept să usuce, să scoacă, sau astea de pe Nu, jos nu, deja nu, sunt bune? nu, 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 le aștept să scoacă copac, ele se Ah, sperie. astea care cad acum probabil sunt vermănoase, sau ce se întâmplă cu ele? Da, sunt foarte mulți vermenoase și trebuie Deci nu mai au germenele, celălalt nu poate să dea puiet. Da, îi poți germi și dacă e mic acolo, poți să-l tratezi pe așa și poți să-l tratezi repede dacă nu e tare afectat, e proastă. Poți să-l mai tratezi, că eu am o soluție de asta care pentru, special pentru lemnul și bea și dacă o pun într-o cutie și închid acolo și le dau lichidul este acolo, ele mor acolo și posibil Deci e că de se... vreme acum să strângem ghinzi, ele încă nu scoaptă, da? Da. Ele da, când vor fi ele, când vor începe să apară pe săpată întunecată, ca și cum chile se cocă, da, ele atunci gata sunt bune. Am înțeles, mulțumim de sfaturi. Poftim, Și poftim. mulțumim că ai intrat cu noi, chiar dacă n-ai știut despre ce vorbim, dar Bun. te-ai încadrat bine, mulțumesc. Nu, Zergut! bun. Iaca, Au învățăm. fi de zeci, toate cele bune. Mulțumesc. Învățați încă spun că Iar tu cum învățați? Oleg, m-am lămurit că învățați tâi, cam învățați strâmb. Oleg, ia că îi dau sfat, că dacă femeia vede că bărbatul cu care ies să culce este o leacă tormozit sau tare energic, asta înseamnă că el are probleme care sau el drogat, sau el e cu alcool și nu-și permit să se culcă în timpul ăsta cu dânsa, din motivul că chiar și boala, ca să fie ca narcoman sau ca alcoolic, poate să treacă prin la și e dacă devine gravidă, asta poate să dăunează la copil.
Nu știu ce sfat ai citit tu, pe mine mă îngrijorează. Omul poate să aibă disfuncții erectile sau să devină foarte activ sexual și din alte motive decât beție sau narcotice sau nu știu ce. Să aibă în vedere că el poate, copilul care îi va naște, poate să aibă, poate emite vrăjdeonii alcoolism или sindrom alcoolism или наркоман. Nu neapărat, nu cred că alcoolismul se transmite prin gene, mai degrabă cultural se transmite. Nu vezi că acuși încep în Moldova sărbătoarea vinului, câte și mai câte, de hram se bea în disperare. Totuși, nu scăpați și sindrom alcoolului la copil, că eu știu, la medici este așa ceva boală, eu chiar m-am uitat. Păi Sindrom. alcoolismul, da, e o boală, dar nu cred că se transmite genetic. Tamanca genetic socoat, Bine, de la posibil, să admitem. Poate are și influențe genetice. Oricum, nu prea are legătura asta cu sexul. Sexul apoi. făcut la beție e mai degrabă iresponsabil și amintește violul. Cine face sex la beție? Și medicii spun că dacă femeile și bărbați se ocupă cu sexul permanent, apoi ei își trec riscul de prostatite, cistite, miome, asta toate bolile astea care își provoacă dacă tu nu te ocupi cu sexul, adică sau, da, și că organele nu se prelucrează ca când și de la asta se încep toate bolile, de la când nu are omul sexul. Păi asta ziceam, că suntem animale și dacă organismul simte că nu mai vrei să te înmulțești, înțelege că gata, te pregătești să mori, că organismele vii cam asta au în grijă, să se divizeze, să se înmulțească, să procreeze și după aceea să supraviețuiască Și ești în învățat, spun că dacă femeia după prima, a doua, a treia oară nu rămâne satisfăcută de bărbat, ea își face însuși ie pericol că poate să pornească cu aceste boli care am zis sus, mioma și așa mai țistit și așa mai departe, din motivul că sângele care își duce la organ intim nu se duce înapoi, de atât că el nu-i satisfăcut. Și el își zalajvăiță tam și își face probleme. De la asta se fac greutăți pentru cu boli femeiești intime. Iaca. Păi da, Așa. dacă o dată, de două, de trei ori femeia n-are orgasm, ar trebui să inițieze discuții cu partenerul, Și partenera, să zică, băi, da. om bun, vreau să am plăcere din asta, că altfel ne chinuim îndoi. Da, și ca alternativă își propun să ducă la sex shop și să cumpere diferite jucările care satisfac situația asta, cum să o pui la loc. Da, așa, sau să masturbează însuși pe dânsa și să dea voie la sângele să ducă înapoi. Păi Iaca. da, cam Deci, ăsta e viitorul. Tot mai mulți oameni o să se masturbeze sau o să folosească jucării erotice sau roboți care să facă plăcere, ca să nu riște cu sarcini nedorite, cu boli transmisibile sexual și cu relații complicate, pentru că sexul implică nu și comunicare, socializare și cum sunt tot felul de complicații când deschid ambii sau tu trei sau cât sunt implicați când deschid gura, încep complicațiile, că unul vede lumea într-un fel, altul vede sexul în alt fel și apar complicații. Deci pe viitor oamenii probabil o să se abțină de la sex și o să recurgă la metode alternative. și învățați spun că dacă femeia nu este satisfăcută de sex, e să face agresiv în timp de zi. Da, bărbatul nu, da? Și bărbatul tot. Și de atâta taxatori la noi la troleibus în Moldova sunt foarte agresivi. Își bat copiii tocmai ușit pe dânsa.
Că nu i ajunge sexul și trebuie să-i ajutăm cu toată țara. Deci, Ai da, auzit? cum ziceam, suntem animale și depindem de asta. Tu ai auzit Bun. din istoria asta cu copilul? Care? Taxătoare că îl bate pe copil. Nu Ah, am auzit știe. că l-a dat jos din trolebuz pe un copil care n-avea bilet sau ceva. Ah, că nu vorbea limba Vorbim rusă. în limba rusă. Da, am auzit, da? Asta nu cred că are legătură cu sexul. Cred că mai degrabă femeia ce e Nu a fost satisfăcută șovinistă, noaptea. xenofobă, românofobă, nu? Da. Eu a zis că el trebuie să știe limba rusă și nu a vrut să-l oprinească nicicum. Da. Ca și Da, o... dar să nu amestecăm temele, cred că aici e vorba despre altceva. Tu zici că nu o să amestecăm, dar știi și de agresive taxătoare, mai ales de dimineață, când omul se trezește și se duce la lucru cu gândul să facă ziua frumoasă și o taxătoare de asta care trebuie să lucrezi, dar nu să urle pe pasageri, știi și strică dispoziția, ole? Tu n-ai fost pe la orele 6-7 Eu și n-ai cred vorbit. că și pasagerii sunt supărați dimineața că s-au trezit și s-au trimis la lucru și că afară plouă sau înghesuială în troleibuz. Și deci se adună și dintr-o parte și din alta și din asta apar conflicte, tensiuni. Mi se pare greșit și sexist să dăm vina pe taxatoare care ci că n-ar fi făcut sex. Asta e inadmisibil și eu nu pot să vorbesc în felul ăsta, orice ar zice învățații tăi de la mănăstire. Simplu, tu știi foarte bine că eu am trăit în parc, eu când era Și asta căldurile. nu te face mai Nu, mai mai bun ai. specialist. Și eu, în timp de anul rece, mă cătăiem prin traleibuzuri. Nu mai vine ora 5, eu mă așezam în traleibuz și mă cătăiem până la ora 12 de ziua, până la ora 1 și ba dormim, ba mă trezăm și mă uitam cum taxătorile se sfădiesc. Cum toate sfaturile, să știți, că eu ca expert vă zic, toate sfaturile în traleibuz, majoritatea își face singur taxator. Vă garantez ca expertul pe chestiile astea, dacă eu fiecare zi de la ora 5 până la 1 mă cătăiem cu taxatorii, adică și erau taxatorii ăștia și știi, eu încerc, mă dușem și ei vine și zice, hai că trebuie să cobori. Eu plătesc mai departe biletul și câți mai ai, câți bani mai ai ca să cumpere atâția biletul. Eu de-am știam că eu trebuie să am de pildă 15 lei și eu să socotem că de pildă costa 1,50 lei biletul și dacă mă așezam pe 13 și el își durează 1 oră și 10 minute prin tot cercul, poate am o să mai mărit, apoi ia că eu știam de-am câte bani eu trebuie să cheltui pentru ca să mă cătui și să nu mă zăpășească pe mine că eu mă cătui degeaba, că n-am avut permisul. Pe urmă, nimeni nu a făcut permis și atunci ei au găsit altă posibilitate. Că măcar că eu am permis, eu n-am drept să mă cătui întreagă zi. Ia că așa cam. Dar eu nu că eu am o majelă pe taxatoare care ne-au zis așa niște observații mi-au pus. Eu vă spun că majoritatea de scandaluri își face taxatoare. Și când spun la taxatori că noi a să punem robotul că oamenii a să prim validator sau cum se numește limba română, cum se numește limba română, este care își bați ticketul la biletul la compostează și ea. Oleg, cum se numește aparatul ăsta? Nu știu, acum nu mai avem în Chișinău Nu, nu compostoare, avem, chestii validatoare. Acum e dar taxator în Moldova. Acolo, în Germania, aveți tot felul de validatoare pentru că probabil poți plăti cu cardul, cu telefonul, cu orice. cu ce? Da. La noi nu există taxatori. Aici, în La noi. București, poți plătești cu telefonul online, pe o aplicație intri și plătești o călătorie și îți arată minutul din care ai intrat și ai 90 de minute drept să călătorești cu orice transport, mai puțin cel subteran. La Dar noi asta e tot. altă discuție, deja poate pentru data viitoare. Oleg, Nu, eu mulțumesc că sunt avem căcat aproape de tot 55 de chestii. minute de când suntem în direct și cred că am epuizat tema sexul, sexului etic, atât cât ne pricepem noi doi nespecialiști sau specialiști autodeclarați. Zi o concluzie de final dacă vrei. Concluzie finală că oamenii vă ocupați cu sexul cât vreți,
dar fără păcat, adică cu soția a voastră, și aveți grijă să nu o primiți pe alții, că voi nu știți ce poate boală să vă aducă, măcar că pe deasupra e omul, îți pare sănătos, dar nu știți și ea. Mai ales aiește sexuri anale, ei arale, ea că eu nu știu dacă sunt așa zi periculoase. Oleg, care alt sex periculos sau nu? Fără prezervativ, da, e periculos și sex oral. Te gândești? Da, sigur. Dacă înseamnă nici cu aral nu vă Dacă vi-i ocupați, scârbă să faceți sex prezervativ, luați dintre cele cu gust de căpșune, de banane și o să vă placă. Eu mă închipui că eu unii gust de căpșună, eu obărăsc. Nu, nu, nu. Atunci ia de banană, ia de lămâie ceva. Nu mai gine fără prezervativ, e mai bine. Nu ascultați pe Oleșca, nu vă ocupați deloc cu oral sex, că dacă nu vă place, nu Da, trebuie. dacă nu vă place, nu faceți în niciun fel. Dacă vă place, mai bine să fie protejat. Da, dar mai gine, dacă vă place, vă ocupați cu persoana care voi aveți încredere și fără prezervativ, e cel mai bine. Da. Că sunt, tu știi că sunt alergii de la prezervativ, ai auzit de la asta? Sunt cazuri foarte rare și atunci există tot soluții de protecție. Nu mai încuraja oamenii să facă sex neprotejat pentru că e greșit și periculos. Mulțumesc, coleg, Da, pentru... oamenii sunt soareși, așa cum în Biblie scrie și Dar să ce e vadă Biblia? că... Cartea ce e scrisă cu mii de ani în urmă? Hai să vorbim de mileniu 3 în care trăim acum. Să nu mai citim cărți vechi, răstrăvechi, ca fiind singurul adevăr. S-au învechit cărțile celea. Bine, dar spune Oleșca, dar de ce atunci numai vagina poate să-i aducă plăcerea lui femeie, decât prin sex anal el nu primește așa Ei da, plăcere? unde ai întâlnit tu așa femei? Sunt o grămadă de femei care au satisfacție de la sex anal și de la sex oral și de la mângâiat sâni și de la mângâiat păr. Sunt diferite femei, nu mai inventa. Poate ai comunicat cu o singură femeie și de asta judeci după ea. Eu n-am avut nici o femeie, nici nu vreau. Păi, vezi, Dar atunci n-ai cum să fii specialist, Oleg. Am încheiat discuția. poate asta sunt animali, dar nu sunt femei care tu spui. Cum de la Nu, da, că... toți suntem niște animale, dar femeile care au plăcere de la sex oral anal nu sunt mai animale decât tine. Sunt la fel de animale ca mine și ca tine. Nu știu, eu sunt animală culturală Da. Și și vorbești despre păcat, halal cultură. eu socot că vagina este dată de la Domnul pentru ca să Să faci pipi. numai acolo să Ca să faci te pipi pentru asta e dată vagina, nu? acolo se ocupi cu sexul, da, anal și arală să-i deamul de la satana. Lasă, că e bun și satana. La fel personaj inventat ca și Dumnezeu. Hai să încheiem discuția că am luat-o pe... Eu nu spun că e rău способul ăsta, dar eu spun că nu e de la Domnul. Tu mă înțelegi? Pa, pa, Oleg. Noroc.